Salut, fraților, și bine am găsit la un prim episod dintr-o nouă serie, să vedem dacă o să vă placă. Bă, ca să vedeți, m-am jucat o grămadă, am făcut, eu am expirat tot aici și avem microfonul oprit, nu știu de ce. În fine, ca să înțelegeți voi, bă, asta, s-a încărcat, ok. Haideți repede, repede, jur să mă duc cu acest tractoraș. Mamă, ce frumos, s-a dat această perlată jos. Da, fie să mă duc eu cu acest tractoraș Fiat și cu această remorcă să golesc combina și, în fine, am explicat, eu nu o să mai stau să mă explic pentru că am explicat foarte, foarte mult și m-am plictisit, sincer să fiu. În fine, ne jucăm FS 19, o să vă arăt și cum să-l luați cracat pentru că eu l-am cracat, bineînțeles că nu l-am primit, cum am zis pe live, așa, for fun. Mamă, păi ce faci, mă, gogule, candărâma toată. Ce faci, mă, gogule, mâncați, ești talentul tău. Am lăsat, de fapt am lăsat, că nu a mai rămas nimic în spatele meu. Vreau să spun că nu avem prima combina, ne dă default pe a doua, mi se pare. Dă default la a doua combina în care încap 5 tone, 600 kg, da, blană. Haideți să vă arăt ce avem în garaj. Avem două greutăți, am luat eu această remorcă ca să strângem paile, această semănătoare care ne dă default, acest disc, să-i spunem așa, cutreierul, la combina remorca, Fiatul și două fenduri. Haideți să plecăm momentan, Avenger. Și haideți să vedem ce se va întâmpla. Deci am cumpărat, mai am 50.000, frate. Pe ce nu fac eu un promo la bancă? O fac eu un promo la bancă, mă. Și am primit un mesaj pe Steam, bineînțeles. O să vă arăt și cum să l-ați cracat. Nu mai stau să vă explic, sincer, m-am plictisit. M-a spus că am mai explicat o dată. Se pare că poți să iei mai mult de 300.000 împrumut acum. Haideți să ne oprim la 500, să vedem dacă facem 500, 500. În fine, aproape 500. Bă, și putem să ne luăm, frate, un tractor de Doamne ajută și de ce să nu ne luăm din prima. Da, puteam să iau un tractor bunicel, dar zic pentru început să luăm căsca iar acest fast track 348. Și nu mai este niciun, bineînțeles. Ia acest deuț care fuge tot cu 70 căsca are. 290, nu fuge cu, deci fast track acolo. Că vreau ceva și pe viteză. Hai să luăm pentru început acest tractor aș. Neros din acestea. Hai, luăm așa. Gata, asta e. L-am luat, mai bine l-am luat terul, dar fugea cu 50 doar. Hai să mă duc eu să-l iau frumușel. Bă, nu cred că l-am luat. Dar hai să-l iau acum, acum chiar o să-l iau. Dar o să vă placă seria, o să postez mai des. Normal că telefonul meu a dârdâit. Bui. Yes. Ok. Și acum l-am luat. Foarte frumos să l-am luat. Nu avem IC-uri. Și îmi place fițele. Cotesc, am una. Așa rămâne. Dacă îi dau în față, se reglează singur. Dacă merg cu el. Adică e foarte realistic. Și avem un fast track ca lui Valentin 8330. Și uitați, mi-apare acolo și îmi spune ce să cumplez. Și dacă vreau, bineînțeles. Hai să ne asigurăm și noi să-i dăm blăniță dors. Nici nu știu pe unde mă duc, sper să mă duc bine. Trebuie să fac stânga, haideți, blană, blană, blană. Așa. Bă, hai să vedem ce să facem noi acest episod, nu știu cum să circulă, mamă, deci uitați că am uitat, uitați-vă la circulație. Uitați scaunul acesta chiar se mișcă, uitați. Foarte tare, frate. Deci foarte tare acest joc, nu știu dacă o să-l cumpăr, că nu prea am cu cine să-l joc. Deci mai bine mă joc cracat, dacă e să mă joc singur, le iau cracat decât să-l cumpăr. Mai bine, ne ducem blăniță de urs, am luat 70 și este foarte manevrabil, uitați. În stânga sus puteți vedeți pe ce suntem selectați, prima oară n-am văzut. Cum în stânga, adică acolo. Sus, sus. O să lăsăm în jos blăniță de urs, o să-i dăm drum și hai să vedem ce se întâmplă astăzi.
Să puteți și cam greu în tastul ăla, adică care că era mai manevrabil dacă vrei un volan, îl luai, știi, frumos surtiță, pa, pa, pa. Hai să vedem ce se întâmplă. Blăniță de urs, îi dăm. Bă, acum văd că dacă a prins de mine nu mai lag. Ia să vedem. Am auzit că este o foarte frumos girofarului. Da, chiar o simonă pe să învăț acolo. Chiar se vede foarte bine. Hai să ne încadrăm frumos și... Să-i dăm blăniță de urs. Deja avem 8 tone, 9 tone aproape. Deja am făcut 9 tone și aproape 10, 10 tone blan de urs. Nu știu unde o să mergem să vindem aceste paie, dar o să vedem pe parcurs. Nu ne interesează, mai întâi le strângem. O să vedem ce facem cu ele. Foarte tare jocul, deci v-am zis, o să vă arăt cum o să-l cracați. Dacă vreți să spuneți acest lucru în secțiunea de comentarii. Foarte blăniță. Hai să strângem și asta așa că merge. Frumos. Deci avem fast track-ul lui Valentin. Hai să ia merge pe pilotul toate. Nu merge. Era tare să merg. 73 văd că se duce, are acolo în dreapta. Sub kilometraj. Partea de sub kilometraj apare acolo cât se duce. Bă, să vedem ce se întâmple. Deci pe parcurs chiar sunt curios să vedem ce se întâmple. Acolo mai avem ceva de lucrat. Și... Puf. Hai să vedem unde trebuie să ducem aceste savings, să salvat. În fine, hai să ne uităm la prețuri. Foarte tare. Cum arată paiele. Dacă aș mi-aș și da semn, dacă aș și mi-aș da. Cum arată paiele? O grămadă acolo de paie. Uite, asta. Nu, stai să mai ne uităm. Ca să fim siguri că acestea sunt paiele. Ori acestea. O de aia cu 3, asta este. La barna asta o să ne ducem imediat să umplem și remorca. Tasca umplut. Hai să-i dăm blănițe de urs și să vedem ce se va întâmpla. Sunt foarte curios ce reacție o să aveți dacă o să vă placă acest joc. Eu am mai făcut un videoclip în trecut, videoclipuri cu farming și live-uri, dar atunci aveam altă audiență, acum poate o să am alta, nu știu. Mam. Și să-mi spuneți dacă vreți să conduc mai roleplay sau să facem simulator. Nu știu. Mamă, ce se duce JCB-ul ăsta, chiar nu-mi place că l-am ales. Pentru că se duce, frate, se duce. Și nu asta ne trebuie, transport rapid ca să vină să facem rost de bani. Depășire periculoase. Mamă, 71, bă, deci chiar se duce 73. Și uitați ce manevrabil este, uitați. Și acum ne pare ca să vărsăm aceste paie. Frumos. Deci o să vedem ce se întâmple. Foarte frumos. Și uitați, a rămas roțile într-o parte cum le-am lăsat. Și acum mișcă. În fine, să vedem ce se întâmplă. Haideți că am luat banii, îmi spune acolo că am luat 4.000. Orice bani este pin. Oh. Haideți că am întors frumșel, frumșel. Și haideți să pornim. Deci v-am zis, dacă o să văd în comentarii că vă... Că vreți să vă arăt cum se crachează acest joc, o să vă arăt cu mare drag și sper să apăsați butonul de like și să vedem ce se întâmplă. Acest videoclip o să-l fac mai scurt, de euro 12 minute, ceva genul. Să vedem ce reacție o să aveți și sunt chiar foarte curios de reacția voastră. Deci, bă, sincer, chiar merită să te joci acest joc dacă îți place agricultura. Dar așa ca să-l joci ca un joc, dacă nu-ți place agricultura, nu vă aș recomanda. Nu știu, acum depinde ce doriți dumneavoastră.
Mă duc la bombiță. Hai să mutăm și târ a cât oru. Deci am spus greu să dăm cu ierbicit, cred că ar fi o mare nevoie. Cu ierbicit, cu azot, nu știu, să vedem noi, că eu nu prea am dat cu azot, cu ierbicit, când mă jucam FS 17, da, să vedem ce se va întâmpla acum, FS 11. Mamă, s-a ucis și ăsta 53, și prost. Ce manevrabil. Lăsăm aici, l-am și proptit puțin. Ba, acolo în dreapta, uite, l-am proptit și mi-a luat în viață. Dacă vedeți acolo, cheia acesta este... Nu e viață, să zici în viață, așa. Dar nu e viață, este nivelul cât de stricat este autovehicul. Când acea bară scade, tot autovehicul este stricat. Și nu știu dacă mai pornește sau chestii gen, nu m-am interesat. Dar cu cât este mai sus, cu atât este mai bine. Dacă este la maxim, înseamnă că autovehicul funcționează în parametri normali, ca să zic așa. Alex cu mecanic. În fine, să vedem. Bă, deci cred că cam aici o să opresc filmarea, o să fac mai multe chestii off camera, o facem live în seara aceasta dacă doriți cu acest joc. Până data viitoare, am fost la Alex, nu uitați de like, share, subscribe și în comentarii să-mi spuneți părerea voastră.